erupția din 79, cele mai faimoase, da? Iarăși noi vizităm Pompeiul pentru că a fost îngropat, însă în materiale piroclastică, cenușă și piatră ponce ușoare, astfel încât s-a păstrat mai mult din bogăția orașului vechi Pompei decât la Herculane, care a fost îngropat în lavă, da? Mai avem puțin și ajungem la hotel. Dacă vă uitați dumneavoastră, pe partea dreaptă se vede o plajă cu umbreluțe galbene, roșii și așa mai departe. Ei bine, hotelul se află foarte, foarte aproape. Este o clădire mare, galbenă, cu acoperiș verde. Dacă am avea o frânghie, am putea coborî imediat, da? Vedeți? Pe partea dreaptă, jos. Ok, bun. Această excursie Pompei-Vesuviu are două componente, da? Prima componentă, Pompeiul, vom putea observa civilizația romană de până în secolul I înainte de Hristos și ne vom putea după Hristos și ne vom putea minuna, bineînțeles, de cât de avansat erau la vremea respectivă, cât de știutori erau la vremea respectivă. De multe ori, de fapt, de fiecare dată când ieșim de la Pompei, toți turiștii, după explicațiile ghidului specializat, pentru că vom avea ghid specializat și pentru Pompei și pentru Amalfi, pentru toate excursiile, rămân în general cu gura deschisă de uimire. Asta de ce? Datorită inteligenței strămoșilor noștri. Iar cea de-a doua componentă este urcarea pe muntele Vesuviu. Această excursie se va realiza vineri, începând cu ora 9, ora 9 plecare de la Madonina. Pentru fiecare dintre excursii avem transferul shuttle. Vedeți pe partea stângă că sosește și shuttle busul hotelului și furgoneta, vedeți în spate. Vom încărca. A, dacă putea să oprească acolo? Da, puteai să dar nu pe autobuz. Nu faci autobuzul. Nu, păi, dar nu pe acolo am venit. Da, așa, da. Pe acolo. Da, dar e din colo. Da, zic, dacă oprea acolo, puteai să mergi. Nu e loc. Nu era loc, nu e loc. Aici jos am ajuns cu autocarul și de acolo ne-a dus cu o mașinuță mică cu bagajele sus aici la hotel. Drumul vine de acolo de sus, de la biserică, până am venit noi, cea bisericuța, și e serpentină în vale. Se ajunge aici unde am coborât.